Vă salut, prieteni! Astăzi am ieșit la pădure. Intenționam să fac un filmuleț despre ciuperci, însă astăzi singura ciupercă pe care am găsit-o este aceasta, motiv pentru care vreau să vă prezint. În termeni populari, îi spune buretele creț, denumirea științifică este Hericium coraloides. De ce? Pentru că are aspectul unui coral. Așa. Este o specie comestibilă de ciupercă, rar întâlnită, din câte am citit eu. Crește în pădurile de foioase, pe buturugile căzute la pământ. Are o culoare inițial albă, după aceea alb-gălbuie, se poate brunifica. Dimensiunea este de la 5 la 30 de centimetri. Aici, după cum vedeți, avem una acolo, asta mai mare aici și acolo alta mai mică ca dimensiune. Apare în perioada iunie-octombrie și, așa cum spuneam, este comestibilă. Are un gust de ridichie. Am considerat utile informațiile, așa că vi le-am prezentat și vouă, cu precizarea că atunci când căutați ciuperci, înainte de a le culege și a le consuma, documentați-vă cu foarte mare atenție. Acestea sunt informațiile pe care am vrut să vi le ofer. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!